Bună ziua, sunt Radu Meșină, specialistul produs pentru partea de recoltare la combinele de la John Deere, material cun de asemenea. Începem un nou an, un nou an agricol. Până acum ne-am gândit cum să pregătim solul, cum să arăm, cum să semănăm, cum să fertilizăm. Ne-am gândit la erbicide, dar ar fi cazul să ne gândim și la partea de recoltare. Să ne gândim la banii noștri, să ne gândim cu ce le vom recolta. Pentru aceasta, firma Ipso organizează astăzi o prezentare în cadrul secției de la Fetești, la dealerul nostru. Este cea de-a treia din această serie, după Craiova și Oradea, unde vom începe să prezentăm materialele de la firma John Deere. Mă refer la materialele pentru recoltare. În spatele meu avem o combină tip W540. Este o combină clasică, pe scuturători, echipată cu o masă pentru cereale și o extensie de rapiță de la firma Zurn. Această combină prezintă avantajul de a avea o tobă foarte mare, cu un diametru de 660 de mm, 10 bare, un număr de 5 scuturători lungi, în 11 trepte, iar în partea de jos, pentru a asigura o curățire de calitate, avem o site de precurățire și două site pentru curățirea finală. Alături avem o combină de tip T670, este cea mai mare combină cu scuturători din lume. Referitor la această serie de combine T, a fost prezentată pentru prima oară la Hanovra în 2007. Ea reprezintă o mândrie pentru noi, deoarece, deși prezentarea a fost făcută în luna noiembrie, în luna martie, noi am livrat primele combine de acest model. În România. Este o combină uh, care este caracterizată prin prezența unui transportor foarte lung, urmată de o cabină ergonomică. Intrând în interiorul combinei, vom găsi un sistem revoluționar de batere, format dintr-un cilindru uh, bătător, contrabătător, urmat de un cilindru uniformizator, iar uh, partea de batere se va finisa, se va termina de către un cilindru de separare. În imagine este multicuplorul care va asigura o legătură rapidă, hidraulică, electrică și mecanică a platformei cu combina. Cabina este prevăzută cu o instalație de climatizare automată. Această climatizare asigură și o răcire activă pentru două sticle de apă de un litru și jumătate fiecare, atât de necesare în timpul campaniei. Pe colțul din dreapta al cabinei se găsesc cele trei monitoare cel de sus pentru platformă, al doilea, care indică încărcarea sitelor, scuturătorilor și returul, iar cel de-al treilea indică o serie de parametri cum ar fi viteza motorului, viteza combinei, viteza de bătătorului, jocul între bătător și contrabătător. Iar în partea de jos, trei lăm, care indică Cazul când putem avea o avarie sau o funcționare anormală a combinei. Combina este prevăzută de asemenea cu un monitor de tip Command Center care va afișa toate informațiile necesare despre cultură, reglajele combinei și diagnosticul eventualor probleme. Combina este prevăzută pentru conducere cu o manetă multifuncțională care va asigura conducerea atât va asigura reglarea vitezei de deplasare înainte, înapoi, dar în același timp și pozițiile mesei de recoltare a rabatorului sau ale turbului de descărcare. La acest model de combină, reglarea sitelor se execută în mod automat din cabină prin intermediul celor trei butoane. De asemenea, direcția de împrăștiere a tocăturii se poate executa tot din cabină, ceea ce ne va ajuta să evităm o, o eventuală suprapunere a cu materialul nerecoltat. În imagine, putem vedea separatorul final, exact ceea ce aduce un element nou al acestor combine. El va face diferența în ceea ce privește calitatea boabelor și productivitatea acestei combine. După cum vedeți, această combina are o construcție foarte simplă, se poate remarca un număr foarte redus de curele, o instalație hidraulică fiabilă cu o transmisie prin furtune de înaltă rezistență. De asemenea, putem remarca reglarea electrică a sitelor din partea de jos pentru a asigura controlul, precum și un număr foarte redus de puncte de întreținere la intervale destul de mari. Deoarece cu aceste combine vom recolta și porumb, toate combinele noastre sunt prevăzute cu un reductor de tip dual, ceea ce ne va permite obținerea unei viteze de rotație la bătător între 240 de începând de la 240 de rotații pe minut. Aici avem uh, o mașină din familia mașinilor autopropulsate pentru o recoltat siloz. Utilizările ei sunt foarte, foarte vaste. Putem începe cu tocarea uh, unor culturi furajere, cum ar fi iarbă, graminee, lucernă, pentru pregătirea silozului. Putem continua cu borceagul, în toamnă recoltarea de porumb siloz, iar pentru cei care doresc să obțină mai mult de la mașină și care au o cultură de salcie energetică, Putem echipa această mașină și cu o masă pentru cultură energetică. În această variantă prezentată astăzi, noi am ales modelul cel mai mic al gamei, un model 7250 de la John Deere, care este prevăzut cu o masă pentru recoltarea porumbului siloz. Vom remarca la această mașină, în primul rând, un motor, ca la toate utilajele noastre, un motor John Deere special creat pentru agricultură. Este un motor prevăzut cu o rampă de injecție comună la o înaltă presiune la 1200 de bari. Este un motor prevăzut cu patru supape pe cilindru cu recircularea gazelor arse cu o turbină cu geometrie variabilă. În aceste condiții vom asigura exact puterea de care avem nevoie în momentul recoltării. Consumul va fi în felul acesta minimalizat. Dispunerea motorului este longitudinală, ceea ce ne va permite o foarte bună vizibilitate în partea din spate a mașinii. În partea din față, vom remarca cu ușurință existența cuțitelor. Sunt cuțite scurte, dispuse pe patru linii, în număr de 56, ceea ce ne va asigura o foarte mare gamă a lungimii de tocare. Putem începe tocarea chiar de la dimensiuni inferioare a la 4 mm, începând de exact de la 3,9 mm în varianta cu cutia automată. Remarcăm cuțitele, sunt cuțite scurte, ceea ce ne va asigura o mai mare fiabilitate a mașinii, iar rotorul este mult mai bine echilibrat. Transmisia între rotor și rulourile de presare se face prin intermediul unei cutii mecanice. În felul acesta, noi vom avea asigurată prezența unei lungimi constante a tocăturii, indiferent de materialul, de cantitatea de material recoltat. Ascuțirea cuțitelor se face în sens invers de rotație în timpul tocării, de către o piatră fixată deasupra. Un alt furnizor de-al nostru este, bineînțeles, firma Kemper, cel care produce o masă de recoltare pentru porumb. Avem mese de recoltat porumb începând de la 3 metri până la 9 metri în lățima de lucru. Ceea ce este de remarcat este că transportul plantelor se va face pe verticală, ele fiind înclinate numai în momentul intrării în combină. Absența melcului de alimentare ne va asigura o lungime constantă a tocăturii, fiind reglată de la început de către operator. Marcăm că o caracteristică a mașinilor noastre este poziționarea materialelor care compun această mașină, refer, mă refer aici la rotorul cu cuțite, la zdrobitor și la ventilatorul exhaustor, aproape pe aceeași linie.